Meci. O victorie meritată a Craiovei. Au fost mult mai prezenți, mult mai inteligenți ca și noi, pentru că nici în minutul 92 nu ne-am adaptat și nu ne-am dat seama că pe terenul de astăzi nu se putea juca cum am vrut noi să jucăm. Chiar dacă le-am spus că nu putem construi pentru că terenul nu ne ajută, prefer să jucăm lung pe atacant și să venim cu jucători din linia a doua sau linia a treia. Deci noi n-am făcut. Noi tot am vrut să construim și așa de bine am construit că le-am făcut cadouri trei goluri. Înainte de meci vorbeam de ca să câștigi la Craiova, pentru că am avut plăcerea și onoarea să antrenez aici. Le-am spus ca să câștigi aici trebuie să ai o atitudine foarte bună, o responsabilitate mare și ambiție. Atitudine, am intrat ca și cum nu eram nu știu ce mare echipă și puteam să câștigăm doar prin simpla prezență, responsabilitate. Când faci atâtea greșeli pe zonă centrală, inadmisibile și mai ales la apărători, când riști și greșești, oferi cadouri. Clar, n-am fost responsabil, de ambiție nu mai vorbesc, chiar dacă ai luat un gol în minutul 15 după un început bun al nostru de joc. Aveai timp să revii, deci n-a mai fost nicio reacție din partea jucătorilor. Am pierdut, plus că l-am pierdut și pe Anton, care a luat un cartonaș roșu stupid. Nu știu dacă a fost de roșu, nu știu dacă a fost faute, n-am văzut faza de foarte bine, dar sigur nu o să-l mai am pentru două meciuri și când își intra și el în ritm, acum nu o să mai fie prezent. Asta e, avem în lot, am luat 19 jucători plus 3 portari. Și acum trebuie să pregătim meciul de miercuri cu Pandurii Târgu Jiu. Felicit încă o dată Craiova. Vă așteptați poftim? Există ceva zis mai înainte. Atitudine bună, au avut trei situații, au înscris. Astăzi și Rocea și Dauaba au fost într-o formă bună, pentru că Dauaba a făcut ce a vrut cu apărătorii mei și a înscris cu ușurință. Ambiție, nu mai vorbesc, poate și publicul s-au mobilizat. Până acum am văzut, 300-400. Acum când am venit noi, toată lumea s-a mobilizat. Poate și asta le-a dat mai mult curaj, mai multă putere. Vă așteptați să aveți un meci mai ușor la Craiova? Nu ne așteptam. Am declarat la conferința de presă că nu o să fie ușor. O să fie indiferent cum evoluează Craiova sau cum a jucat în ultimele meci, contra lui Dinamo îi se mobilizează foarte tare. Ok. Întrebări? Nu v-a ascultat jucătorii? Nu-i de ascultat aici, nu-i vorba. Dar e un joc care s-a format și e greu să joci altceva decât te-a învățat antrenorul. Dar din moment ce eu le-am spus niște lucruri la pauză, trebuia să le fac. Oricum, noi n-am contat în atac astăzi, chiar dacă jucam cu mingi lungi, ăsta venea înapoi. Da? Okay.